Bună ziua tuturor! Mă numesc Iulian Groza, sunt director executiv IPRE și mă bucur să vă salut pe toți cei care ne urmăriți astăzi în webinarul Zoom, dar și cei care ne urmăriți pe platforma Privesc Eu sau pe Facebook. Suntem live la o nouă discuție online, o discuție online de politici, de data asta dedicată sectorului justiției. Și mă bucur să organizăm acest eveniment în parteneriat cu colegii noștri de la CRJM și în cooperare cu Ministerul Justiției. Acest eveniment organizăm în cadrul unui proiect pe care îl realizăm împreună cu colegii de la CRJM susținute de Uniunea Europeană, se numește susținerea procesului de reformă sectorului justiției în Republica Moldova. Vreau să vă salut pe toți, vă mulțumesc că sunteți alături de noi și acum, fără multă discuție, vreau să-i ofer cuvântul domnul ministru, domnul Fadei Nagacevski. Vă rog să transmiteți un mesaj de salut la începutul acestei ediții. Vă rog. Da, bună ziua, mersi mult, Iulian. Excelență, distinși expert și dragi colegi, înainte de toate, în numele Ministerului Justiției, vreau să mulțumesc tuturor partenerilor pentru organizarea acestui eveniment. La începutul anului 2020, Ministerul Justiției a reinițiat procesul de consultări publice cu privire la proiectul noii strategii pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției, dar și al planului de acțiuni pentru implementarea acesteia. Adițional, discuțiilor focusate, demarate de către minister, sper că această platformă inclusivă de discuții să ne permită să facem o analiză a proiectului document, a direcțiilor strategice stabilite, a provocărilor care urmează, dar să identificăm noi soluții optime pentru redresarea sectorului justiției și cea al asigurării integrității și combaterii corupției. Îmbunătățirea sectorului justiției a fost și rămâne o prioritate majoră pentru Republica Moldova și constituie o condiție esențială pentru dezvoltarea cu adevărat a unei societăți democratice în care supremația legii și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului reprezintă valori supreme garantate. Modul în care este înfăptuită justiția influențează direct coordonatele fundamentale de funcționare a societății, securitatea juridică și dezvoltarea economică. Este regretabil că în pofida unor eforturi, sistemul judiciar rămâne afectat de probleme structurale și funcționale, de lipsă de integritate, probleme cu impact major asupra calității actului de justiție și gradul de satisfacție a cetățenilor în legătură cu performanța sistemului judiciar. Îmi exprim speranța că o abordare strategică și sistemică în noul document de politici a obiectivelor aferinte problemelor existente, cu stabilirea instrumentelor de soluționare și a impactul așteptat, va permite stabilirea pe termen mediu a unei viziuni de ansamblu de dezvoltare durabilă a sectorului justiției. În acest sens, este necesar conjugarea eforturilor prin asumarea responsabilității de către toți actorii din cadrul sistemului judecătoresc și trasarea unor obiective realiste și fezabile construite pe realitățile din teren, care să permită crearea unei justiții independente, imparțiale și de calitate și în același timp să răspundă provocărilor viitorului. Este evident că este nevoie și să consolideze și sistemul politic al Republicii Moldova pentru a promova acele schimbări absolut necesare atât sistemului judecătoresc, dar și cetățenilor țării. Pe această cale, țin să aduc mulțumiri reprezentanților tuturor autorităților și ai societății civile pentru implicarea activă în procesul de elaborare și promovare și îmi exprim gratitudinea pentru suportul plenar acordat de către toți partenerii dezvoltare pentru expertizele furnizate. Și în încheiere, Iulian, vreau să urez participanților la această conferință discuții productive și sper că urmarea acestor consultări publice să putem deja să definitivăm proiectul ca să-l promovăm în Parlamentul Republicii Moldova, să avem o previzibilitate pentru toți în ceea ce privește strategiile de schimbare în sectorul justiției, astfel încât să, lucrurile să încercăm să le readucem la normalitate. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult, domnul ministru, pentru intervenție. Într-adevăr, subiectul nostru de bază astăzi este noua strategie privind asigurarea independenței integrității în sectorul justiției. Mulțumesc foarte mult pentru cooperare cu colegii domnului Ministerul Justiției în organizarea acestui eveniment. Colegii mei, Iulian și Vlad, vor veni cu anumite actualizări legate de această strategie, unde noi intervenții pe care le considerăm importante și sperăm să fie utile. Dar acum vreau să vă invit să urmăriți mesajul transmis de ambasadorul Peter Mihalcu cu ocazia acestui eveniment de astăzi.
Nu se aude. Auziți? There are some technical issues. There is no sound. Julian, there is no sound. Oh, there is no sound. Dear friends, I would like to welcome you. Dragi prieteni, vreau să vă salut la acest dialog care se desfășoară pe marginea unui subiect atât de important pentru Republica Moldova. This event is very important not only due to the eagerly but also because this is platform for exchange and dialogue with pentru, and therefore part by your consultation process that needs to be crucial part such important pentru a promova această reformă. Equal in front of the law, pentru ca toți oamenii să fie egali în fața legii. Deserve to have oamenii din Republica Moldova merită acest lucru. The justice system in Moldova, sistemul justiției din Republica Moldova are nevoie de o schimbare. Trebuie să fie stopată influențarea acestui sistem. Din cauza situației deplorabile a sistemului sectorului justiției, acesta necesită să treacă printr-o modificare. O modificare la care trebuie să participe instituțiile cheie din sectorul justiției pentru a-i asigura independența acesteia. Lipsește sunetul. This reform by the public. Aceste reforme a Republicii Moldova. Of the recent difficult process to draft a new reform strategy for the justice sector. Since an extension of the last strategy expired. Această nouă strategie este o extindere a ultimei reforme care a fost implementată în anii precedenți. Sub conducerea Ministerului Justiției. The entire society witnessing importance of issues related to the Superior Council of Magistracy or to the General Prosecutor's Office. I believe it is time now to look forward to to address those needs. These needs, first and foremost, a realistic and comprehensive situation which includes a thorough evaluation of the current state and performance of the justice sector, pentru îmbunătățirea performanței sectorului justiției, pentru a-l aduce la standardele europene și pentru a asigura respectarea angajamentelor Republicii Moldova. A set of strategic objectives and specific actions that are measurable. Strategia prevede un set de obiective specifice și generale cu indicatori care sunt pot fi măsurați și trebuie să fie implementați de actori care sunt competenți pentru aceste acțiuni. Trebuie să lipsească politizarea instituțiilor. Indicators shall be proposed to make clear vor fi propuși indicatori care să permită măsurarea progresului. Especially important as o importanță specială direct feedback on how said goals are being met. Este important să avem și un feedback pe progresele care sunt făcute. Of long series of consultation meetings in different formats. Toate acestea trebuie să aibă loc după niște consultări îndelungate cu toate părțile interesate.
plus the action plan. Și apoi să fie elaborat un plan de acțiune. Institutions take full advantage of these meetings and that each of them is followed up by main takeaways and points raised. Trebuie să ne asigurăm că aceste discuții și consultări au loc într-o formă foarte bună, eficient. Provide their thoughts, their contributions on the draft justice reform and to contribute your valued opinion during today. Noi continuăm să susținem sugestiile care vor fi adresate. Vreau să mulțumesc participanților, partenerilor pentru organizare și vă doresc tuturor discuții constructive. Care să ducă la rezultate importante pentru cetățenii Republicii Moldova. All the best. Mulțumim foarte mult. Sper că am depășit unele chestiuni tehnice legate de transmiterea acestui mesaj. Acum vreau să invit pe domnul ambasador Derek Hogan să vină cu mesajul dumnealui. Vă rugăm frumos, domnul Hogan. Mulțumesc frumos, Iulian, pentru această oportunitate. Thank you. Domnule ministru Nagachevski, domnule ambasador Masolin, distinși membri ai societății civile, doamnelor și domnilor. Sunt onorat să mă alătur acestui dialog online în materie de politici dedicat a dezvoltării unei noi strategii de reformă a justiției pentru Moldova. Statele Unite apreciază foarte mult contribuția Ministerului Justiției, Delegației Uniunii Europene, Centrului de Resurse Legale din Moldova și Institutului pentru Politici și Reforme Europeni pentru consponsorizarea evenimentului de astăzi. Suntem încurajați de promisiunea guvernului că reforma justiției și combaterea corupției la nivel înalt rămân prioritățile principale. Rolul central de astăzi al Ministerului Justiției în coordonarea unui proces consultativ cu ajutorul grupului de lucru la nivel înalt al Consiliului Europei, reflectă acest angajament. Iar evenimentul de astăzi este un pas pozitiv către obiectivul declarat al dezvoltării unui noi strategii de justiție. Este esențial că consultările ulterioare să conducă la un proces bine conceput, transparent și cu adevărat inclusiv, și care să răspundă tuturor părților interesate relevante, inclusiv societatea civilă, opoziția politică, mediul academic, experții internaționali și publicul. Cetățenii Moldovei știu mai bine decât oricine că discuțiile despre reformă sau elaborarea de noi strategii este doar un lucru. Schimbarea reală care asigură independența și integritatea necesită o nouă abordare. Trebuie să fie distinctă de planurile reciclate, inadecvate sau nerealiste din trecut. Ruperea ciclului de corupție și capturarea statului cere mult mai mult decât planificare. Este nevoie de curaj și acțiuni concrete. Acțiuni precum eliminarea acelor mehanisme care compromit independența judiciară, cum ar fi numirea de probă a judecătorilor și articolul 307 din codul penal. Eradicarea corupției răspândite și înrădăcinate în Moldova va începe doar atunci când instituții puternice și independente dispun de funcționari onești și necompromiși. Acest lucru se poate întâmpla doar cu voința politică și împuternicirea necesară
iar cetățenii Republicii Moldova și partenerii internaționali au dreptul să le solicite. Deși au fost pași pozitivi în ultimul an, alte acțiuni recente sunt îngrijătoare, inclusiv decizii judiciare care sugerează o influență externă neîntreruptă. Aceste tendințe erodează în continuare încrederea publicului în instituțiile Moldovei. Acesta este motivul pentru care îndemnăm liderii Moldovei să protejeze independența instituțiilor de combatere a corupției, să împuternicească reformatorii autentici și să îi protejeze de interferențele externe, inclusiv de liderii Republicii Moldova înșiși. Timp de mai mulți ani, Statele Unite a oferit sprijin reformei justiției în Moldova cu resursele substanțiale, programe extinse de consolidare și formare a capacității instituționale și sprijin pentru dezvoltarea agențiilor de stat, inclusiv sistemul judiciar, agențiile de aplicare a legii, serviciul de urmărire penală și Institutul Național al Justiției. La data de 13 în ianuarie, secretarul de stat Mike Pompeo a Statelor Unite l-a sancționat pe Vladimir Plahotniuc din cauza implicării sale în corupție semnificativă, care a subminat statul de drept și a compromis dur independența și instituțiile democratice ale Republicii Moldova, oferind un alt exemplu al angajamentului ferm al țării noastre față de poporul moldovenesc în lupta împotriva corupției. Statele Unite vor continua să promoveze asumarea responsabilității pentru actorii corupți aici, în regiune și în întreaga lume. Și vom continua să susținem eforturile Moldovei de a construi un sistem de justiție care să trateze toți cetățenii în mod egal și să îi pedepsească pe vinovați, indiferent de putere sau funcție. Nimeni nu poate fi mai presus de lege. Provocările care Moldova le întâmpină în soluționarea acestor probleme sunt bine cunoscute. De multe ori auzim cum încrederea în instituțiile de justiție este scăzută în rândul moldovenilor. Și din păcate, există multe motive valide pentru acest lucru. Dar când vedem că instituțiile și societatea civilă se reunesc într-un efort precum cel de astăzi, suntem încântați, suntem încurajați. Moldova are acum o oportunitate unică și o responsabilitate de a face un pas uriaș pentru a-și contura dezvoltarea în anii următori. Ambasada Statelor Unite așteaptă cu nerăbdare să vă sprijine eforturile și diferența pe care o puteți face în Moldova prin munca dumneavoastră și exemplul pe care îl setați. Vă urez tuturor mult succes astăzi în timp lucrurile la punctele din agenda dialogului online în materie de politici și la construirea unui sector al justiției cu o independență și integritate autentică. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnule ambasador, pentru acest mesaj foarte important pe care l-ați transmis dumneavoastră. Acum vreau să-l invit pe William
Măsulin, care este șeful Oficiului Consiliului Europei aici, la Chișinău, Republica Moldova. Doar remarcă, cunoașteți că Consiliul Europei joacă un rol important în oferirea unui sprijin pentru Republica Moldova în promovarea politicilor în domeniul justiției și sigur că este important și vreau să vă salut, domnul Măsulin, că sunteți alături de noi. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, Iulian. Vă mulțumesc foarte mult, Iulian, dragi, stimați ministri, stimați ambasadori, dragi organizatori ai acestui eveniment și stimați participanți. Este o plăcere pentru mine să fiu alături de dumneavoastră astăzi și să mă bucur pentru faptul că am fost invitat să am acest cuvânt de deschidere la dialogul online cu privire la strategia în sectorul justiției, dezvoltarea strategiei, elaborarea strategiei sectorul justiției este importantă și Consiliul Europei este foarte alături, este alături de toți actorii implicați, cum ar fi guvernul, parlamentul, societatea civilă, actorii cheie, alți organizatori, think tank-urile care au un loc în organizația noastră. Colega mea, Hanne Dünkel, care este un membru al grupului de lucru la nivel înalt, instituit la solicitarea autorităților, vă va oferi detalii cu privire la activitatea grupului și cu privire la consultările care au fost desfășurate până acum. Permiteți-mi să menționez doar câteva remarci, să le plasez în Consiliul, în contextul intervenției Consiliului Europei în acest proces. Săptămâna viitoare, pe data de 13 iulie, noi vom sărbători a 25-a aniversare de când Moldova s-a alăturat Consiliului Europei. Este un moment de celebrare pentru că Moldova s-a alăturat unei familii de națiuni care s-au angajat să promoveze și să protejeze statul de drept, democrația. Este de asemenea un moment de a reflecta asupra realizărilor și asupra pașilor a fi întreprinși în viitor, în special în subiectul ceea ce ne interesează pe noi astăzi este independența și integritatea sectorului justiției. Pe parcursul acestor 25 de ani de coelaborare cu autoritățile Republicii Moldova, aceste două dimensiuni s-au regăsit mereu în topul listei priorităților noastre. Toate instituțiile cheie și consiliile de experți din cadrul organizațiilor noastre au fost implicate și au oferit recomandări cu privire la diverse acte de legislație, documente de legislație. Trecând prin detaliile tuturor acestor documente de politici și opinii care au fost consultate, aceasta ne demonstrează un nivel înalt de continuitate și consecvență în recomandările cheie care au fost oferite de organizația noastră, indiferent de guvernul care s-a aflat la putere. În scopul de a realiza o adevărată independență a justiției și integritatea sectorului. În linii generale, la nivel de expert, există un nivel vast de angajamente și acțiuni cheie care trebuie să fie implementate și reforme care vor ajuta Republica Moldova să se apropie și mai mult de aceste obiective. Dar, desigur, realitatea este diferită și mult mai dificilă. Implementarea reformelor care să garanteze independența justiției și integritatea justiției implică alegeri dificile din partea celor care se află în control. Guvernul, Parlamentul, actorii cheie din organele de justiție. Aceste alegeri ar putea ducă la pierderea puterii sau controlul pentru a le permite instituțiilor legitime să-și consolideze și să-și exercite la maxim prerogativele, dar ar mai putea însemna pentru acele instituții și rezistență sau comportament, lipsa comportamentului de cooperare pentru întreprinderea acestor reforme în scopul obținerii încrederii cetățenilor. Eu sper cu adevărat că finalizarea
acestei actuale strategii în discuție și implementarea subsecventă a acesteia va reprezenta un moment istoric când alegerile vor fi făcute alegeri dificile și care vor plasa procesul de reformă a justiției în Republica Moldova pe o cale irreversibilă. Consiliul Europei va fi alături de dumneavoastră în acest proces dificil, la fel cum a fost și pe parcursul ultimilor 25 de ani. Vă mulțumesc pentru această invitație și vă doresc o discuție foarte productivă. Mulțumim foarte mult, domnul Solin, pentru această intervenție. Vă mulțumim foarte mult. Acum... Mulțumim foarte mult pentru intervenție, domnul Masolin. Acum aș vrea să îi ofer cuvântul domnului Radu Foltea, secretar de stat la Ministerul Justiției. Radu, te rog să ne vorbești despre principalele elemente ale strategiei în reforma sectorului justiției. Mulțumesc mult, Iulian. În primul și în primul rând vreau să vă mulțumesc, să mulțumesc întregii echipe a Institutului pentru Politici și Reforme Europene pentru organizarea acestui eveniment. Este un eveniment foarte important pentru noi toți și este de fapt o dovadă a cooperării noastre comune pentru atingerea unui obiectiv și anume definitivarea acestui important document de politici care este proiectul strategii de asigurare a independenței și integrității sectorului justiției, precum și a planului de acțiune. În intervenția mea aș vrea să trec în revistă, de fapt să fac o retrospectivă a cursului acestui proiect de documente politice, deci s-a început, s-a finalizat strategia precedentă, adică documentul de politici precedent și ce a stat la baza elaborării acestui nou proiect. În scopul asigurării continuității în consolidarea sectorului justiției, la începutul anului 2019, Ministerul Justiției a demarat un exercițiu de elaborare a unui nou document de politici în sectorul justiției. Prioritățile stabilite în proiectul noului document de politici și care urmează a fi incluse în procesul de definitivare au derivat din măsurile stabilite în precedentul document de politici, adică strategie de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 și anume acele măsuri sau acțiuni, activități care nu au fost realizate, au fost realizate parțial sau necesită a fi fortificate, acțiuni care au rămas relevante pentru a fi implementate. Disfuncționalitățile semnalate în practică la nivel de sistem, precum și rapoartele, expertizele structurilor internaționale privind deficiențele sistemului judecătoresc din Republica Moldova. Proiectul strategiei reflectă în cea mai mare parte următoarele obiective și anume într-o asigurare a unei justiții transparentă și de calitate, eficientă și modernă, o justiție independentă cu actori responsabili și integri. Elaborarea unui document de politici sigur că constituie un proces complex care impune respectarea mai multor etape. Esențial pentru respectivul proces este implicarea tuturor actorilor, tuturor subiecților interesați care ar putea fi vizați în politicile elaborate atât din punct de vedere a participării la procesul de elaborare cât și la procesul de implementare, ceea ce este un factor foarte esențial. În acest sens, comunicarea cu toți actorii cheie și asigurarea transparenței procesului din momentul lansării lui și pe parcursul derulării și până la finalizarea acestuia, cunoaștem că constituie un imperativ ce poate asigura succesul promovării politicilor elaborate. Ceea ce vreau să menționez că evenimentul de astăzi, de fapt, face parte din acele șiruri de acțiuni care au fost întreprinse fie de Ministerul Justiției, fie în comun cu alte entități, anume pentru promovarea acestui proces, inclusiv de participare la elaborarea acestui document de politici. Astfel, în scopul elaborării noului document de politici în sectorul justiției, care să răspundă necesităților actuale, să reflecte problemele din sectorul justiției, să propună soluții pentru depășirea acestora, pentru îmbunătățirea sectoarelor vulnerabile,
consolidarea capacităților instituționale, precum și să conțină noi viziuni pentru dezvoltarea sectorului, Ministerul Justiției, de la etapa inițială a demarării procesului de elaborare, și a propus să combine cele două modalități de consultare a opiniilor celor interesați. Una, prima fiind solicitarea propunerilor în formă scrisă și alta fiind, sigur, că clasica organizarea ședințelor de lucru. Încă din luna august 2019, Ministerul Justiției a solicitat asistența Consiliului Europei și a primit-o, pentru ce vă mulțumim foarte mult, pentru efectuarea unei expertize la proiectul inițial strategii prin raportare atât la constatările făcute de către experții Consiliului Europei în evaluarea strategiei precedente 2011-2016, precum și ținând cont de noile priorități care au fost identificate. Deci noi am recepționat opinia experților Consiliului Europei în luna septembrie 2019. Ulterior elaborării proiectului inițial a planului de acțiune în baza opiniilor recepționate, aceasta împreună cu proiectul strategiei în luna ianuarie 2020, au fost transmise membrilor grupului de experți ad hoc ai Consiliului Europei și expertiza de rigoare a fost recepționată de către Ministerul Justiției în baza feedback-ului sau comentariilor grupului de experți ad hoc ai Consiliului Europei. Deci Ministerul Justiției a finalizat ajustarea planului de acțiune, proiectul planului de acțiune, precum și a proiectului strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției. De asemenea, Ministerul Justiției a mai recepționat mai multe opinii atât din partea autorităților, cât și din partea societății civile, inclusiv IPRE. Vă mulțumim foarte mult pentru opinia sau opiniile exprimate în acel feedback recepționat de la voi. La moment suntem în proces de lucru asupra acestui document de politici și mizăm foarte și foarte mult pe suportul și implicarea plenară a tuturor actorilor vizați, adică a tuturor entităților atât guvernamentale cât și a societății civile, precum și a partenerilor noștri de dezvoltare. Iulian, mulțumesc foarte mult, suntem gata, împreună cu colegii noștri de la Ministerul Justiției să procedem deja la discuții nemijlocii ce țin de acest important document de politici. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult, Radu, mulțumesc mult pentru aceste intervenții care sunt importante și urmează să ascultăm și opiniile colegilor Consiliului Europei, colegilor la Comisia Europeană, dar acum vreau să-i mulțumesc ambasadorului Derek Hogan că a fost alături de noi. Domnul ambasador, vă mulțumim foarte mult că sunteți cu noi, știm că aveți o agendă încărcată, așa că vă mulțumim o dată și vă dorim succes. Mulțumesc frumos! Succes, vă doresc tuturor! Toate bune! Și acum vreau să invit pe doamna Hanna Juncker, care este șefa Departamentului Justiției și Cooperare Legală în cadrul Consiliului Europei și este membra grupului ad hoc din partea Consiliului Europei în domeniul justiției. Hanna, aveți cuvântul, vă rog frumos! Thank you very much, Julian. Good afternoon, everybody. Mulțumesc foarte mult, Julian. Bună ziua tuturor, dragi stimate ministru, dragi participanți, tuturor salutări tuturor. Noi suntem bucuroși să vă salutăm și apreciem foarte mult această inițiativă de a organiza aceste discuții. Eu cred că toți cei care participă aici știu și înțeleg de ce o justiție independentă contează și care este diferența pe care o face atunci când vine vorba de crearea și menținerea unei societăți bazate pe drept. Și când disputele sunt soluționate pentru a câștiga încrederea publicului și respectul politicienilor și să devii judecător este o carieră prestigioasă. Dar cred că noi toți suntem de acord cu privire la rolurile pe care Consiliul Suprem de Justiție îl joacă, pentru că aceste organe îl afectează toate procesele cheie care afectează activitatea. Reforma sectorului justiției, noi, cei din partea organizației mei, noi suntem gata să oferim suport. Noi dispunem de personal care a lucrat în reforma justiției în Republica Moldova de-a lungul unei perioade îndelungate, poate nu chiar 25 de ani, dar destul de mult timp și sperăm că de data aceasta se va produce o schimbare. Anul trecut, în decembrie, prim-ministrul Chicu și ministrul Nagacevski au vizitat
A fost stabilit un grup de lucru la nivel înalt și împreună cu grupul noi ne-am întâlnit în ianuarie curent și am, de asemenea, pe parcurs am avut foarte multe consultări online și alte discuții și întruniri și suntem gata să oferim consultanță în continuare pentru reforma justiției. Noi credem că acest fapt de intenție de modificare, de reformare a justiției este un fapt pozitiv care vine suplimentar la ce se va produce sectorul justiției și pentru a realiza aceasta toți trebuie să participe. Noi am auzit acest lucru menționat de mai multe ori și noi știm și de la alte țări că dacă instituțiile sau alte instituții urmează să fie afectate și cuiva îi va fi frică, nu se va produce nimic. Trebuie să acceptăm schimbările care se vor produce și trebuie de întreprins foarte multe acțiuni și pași pentru ca această schimbare să se producă și ca ea să se producă, toată lumea trebuie să aibă aceleași intenții să lucreze cu aceeași agendă și în aceeași direcție. Noi am avut plăcerea să participăm la câteva discuții deja pe marginea acestui subiect și sperăm că ceea ce se va include în documentul final va reprezenta toate rezultatele acestor discuții până acum. De asemenea, sperăm că de asemenea se vor regăsi aici și prioritățile pe care știm noi că guvernul îl acordă imparțialității și vor reflecta concluziile diferitelor comisii, inclusiv modificările recente care au fost propuse. Unul dintre subiectele recurente referitor la independență este de a promova o cultură a acestei independențe, a justiției. Noi am văzut cum în multe țări cum adoptarea noilor constituții sau noilor legislații, deși este esențial, este doar un prim pas și nu va asigura independența fără o mentalitate sau o cultură a independenței justiției. Și aceasta se aplică atât asupra judecătorilor care trebuie să demonstreze această independență într-un mod profesionist, dar și a altor părți constituente. Mai trebuie să percepțiile cu privire la integritatea legislației sau eradicarea corupției reprezintă provocările principale, iar corupția este ceva ce trebuie de eradicat și Consiliul Europei recomandă responsabilitatea juridică este un subiect foarte sensibil pentru că judecătorii sunt independenți, sunt funcționari publici și au această stare de statut de a fi independenți, dar aceasta nu este un privilegiu personal, le-a fost acordat, a fost creat pentru a asigura faptul că instanțele de judecată asigură o independență a justiției, a actului de justiție. Prin urmare, trebuie ca activitatea lor să fie supravegheată. De asemenea, trebuie statul de drept, principiul, să fie promovat. Iar când acesta se întrunește cu alte principii, justiția echitabilă să fie prioritară. Oricare judecător care este acuzat, trebuie acuzațiile să fie foarte clare. Iar dacă este vorba despre integritate și independență, să fie analizat foarte bine. Dacă avem de asemenea un sistem consolidat de plângeri, atunci oamenii pot ușor să depună plângeri sau contestații. Voi finisa prin a mă referi la ceea ce secretarul de stat al Consiliului a spus în ianuarie. Acesta a spus că este important să construim un sistem de justiție corect, independent pentru Republica Moldova, pe baza unei strategii care are suportul părților interesate și Consiliului Europei. Ne-am dorit foarte mult acest lucru să se întâmple.
Înțelegem că este greu, înțelegem și șefii înțeleg, dar este important. Apreciem foarte mult organizarea evenimentului astăzi și dorim să continuăm procesul de a elabora politici în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Juncker, pentru această intervenție și acum vreau să-l invit pe domnul Jeroen Hoer, care este șef de unitate în DG Just, Comisia Europeană. Acest eveniment îl organizăm cu sprijinul Uniunii Europene și este, după noi este foarte important și este bine că există acest dialog între autorități cu instituțiile Consiliului Europei, dar ne bucură și faptul că aici avem conectat activ și Comisia Europeană prin expertiza, prin consultarea care există. Și domnul Jeroen, aveți cuvântul, vă rog să interveniți, să ne spuneți care este punctul dumneavoastră de vedere, care sunt așteptările Comisiei Europene în legătură cu procesul de reformă a justiției și privire la elaborarea și aprobarea și implementarea acestei noi strategii. Aveți cuvântul, please. Thank you, Julian, and first of all, congratulations. Mulțumesc foarte mult, domnul Iulian. De asemenea, felicitări pentru acest eveniment organizat. Vedem fețe cunoscute importante. Vreau să fiu foarte concis și clar. În primul rând, vreau să fac trei observații generale. În primul rând, pentru mine și pentru noua strategie și planul de acțiuni, acestea sunt importante, desigur, pentru sectorul de justiție din Republica Moldova. Este important ca să primim toate opiniile. Este evident, dar oamenii nu mai au răbdare să vadă rezultatele, deci este important să începem cu strategia, apoi cu planul de acțiuni și apoi cu implementarea propriu-zisă. Și nu în altă ordine de idei, altfel avem un haos. În al doilea rând, procesul de a ajunge acolo este foarte important și a fost menționat deja de către domnul ambasador, de mai mulți ambasadori, de fapt, și de către domnul Radu Foltea, este important să ai o consultare mai largă, transparentă, în cadrul acestui proces. Toate părțile trebuie să aibă oportunitatea de a contribui. Și după feedback-ul și comentariile care vor fi primite, să se creeze această proprietate a ideilor. Sigur, autoritățile din Chișinău trebuie să continue cu aceste proceduri de consultanță. A treia observare, și domnul ambasadorul i-a spus, în 2016 am cerut un cadru proaspăt pe acest subiect. Pentru noi, strategia de justiție nu este doar o hârtie, este indispensabilă pentru a avea o justiție echitabilă și pentru a avea în cele din urmă niște rezultate bune. Oamenii așteaptă luni întregi, ani întregi. Acum, să vorbim despre prioritățile strategice. Vreau să spun că poți face strategia foarte complicată. De asemenea, poți să o faci foarte ușoară. Și ceea ce și doamna Hana a spus este că trebuie să ai această cultură a responsabilității și a deschiderii, a transparenței. Consider că acestea sunt punctele principale pentru mine și acum o altă observație este că strategia trebuie să se axeze pe problemele fundamentale reale din sectorul justiției. Poți să începi să te lansezi în tot felul de prevederi și măsuri și să pierzi din focus prioritățile importante. Deci, primul lucru care îmi vine în gând, și a spus și ambasadorul Statelor Unite, este independența sectorului pentru a elabora strategia și planul de acțiuni. Acest aspect nu a primit atenția necesară pe parcursul timpului. Sigur, întrebarea e cum ajunge acolo. Credem că Republica Moldova trebuie să aibă niște obiective foarte clare, setate,
Ce are nevoie Republica Moldova pentru o independență a sectorului justiției? Perspectivă în carieră, promoții, concedieri, cum sunt făcute acestea, toate să fie într-un proces transparent. Sunt proceduri relevante fiecărui sistem judiciar. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că avem transparență și, desigur, să luptăm împotriva corupției. Al doilea punct, mai mulți dintre noi trebuie să efectuăm o diagnostică bună. Unde suntem astăzi și unde vrem să fim mâine? Dacă înțelegi aceste aspecte și, de asemenea, ia în calcul și standardele și experiența Europei, ei bine, nu încep de la zero. Sunt foarte multe materiale și analize care deja au fost făcute de către Comisie, de către Consiliul Uniunii Europene și de alți parteneri pentru ghidare. Și să vă dau doar un simplu exemplu, eu cred că din materialul pe care l-am văzut până acum, trebuie să acordați mai multă atenție la descoperirile studiilor, de exemplu, a autorității anticorupție, toate descoperirile făcute de aceasta. Luați sfaturi concrete din partea părților, folosiți opiniile Comisiei de la Veneția, pentru că Comisia de la Veneția a făcut foarte multe lucrări și studii și încercați să beneficiați din sfaturile acestea. Al treilea punct, Iulian, și este ultimul, în abordarea acestor proceduri este foarte important să fii coerent, consistent, să ai o consecvență a tuturor inițiativelor reformei. Și știu că nu este ușor, pentru că sunt foarte multe șantiere pe care trebuie să lucrezi, dar trebuie să încercați ca toate lucrurile să fie coerente între ele. Toate activitățile juridice să nu se piardă pe parcurs. De asemenea, trebuie să oferiți atenție și Consiliul de Magistrați, care este organul principal în acest subiect. Încercați să aveți o coerență și cu activitățile acestuia. Deci, în primul rând, focusare, 2, diagnostică corectă și 3, consecvență. Vă mulțumesc! Această intervenție foarte structurată și importantă. Acum vreau să invit pe colegii mei să vină cu o intervenție cu privire la proiectul strategiei. Știu că și Iulian și Vlad au lucrat asupra unor opinii alternative cu privire la proiectul strategiei și planul de acțiune. Te rog să începi tu, Iulian, și după care am să ofer cuvântul lui Vlad. Iulian, te rog. Mulțumesc frumos! Este o oportunitate foarte bună să discutăm despre unele aspecte generale care trebuie să regăsească în strategie, după care cred că vom avea posibilitatea la partea de întrebări și răspunsuri să intrăm și în anumite detalii. Sunt câteva elemente esențiale ale documentului strategic pe care îl discutăm în sectorul justiției, care le recomandăm să fie inclusă. În primul rând este vorba despre evaluarea riscurilor, care ar putea, deci riscurile care ar putea să afecteze eventual implementarea strategiei. Însă și anul 2020 este un exemplu cum anumite riscuri aparent puțin probabile pot să afecteze viața noastră tuturor. Deci o evaluare pe cât de realist posibil a riscurilor potențiale, cele mai majore în implementarea strategiei, desigur, trebuie să regăsească în acest document. Un alt element ține de problemele reale identificate. Și asta se conturează foarte bine pe sugestiile antevorbitorilor mei, să ne concentrăm pe subiectele care cu adevărat contează. Sunt câteva exemple la care noi ne-am referit în opiniile noastre anterioare.
întâietate este vorba despre activități precum ar fi suplinirea numărului de personal în cadrul sistemului judecătoresc sau utilizarea rezervei judiciare. Deși rezerve judecătorești, deși aceste elemente merită un careva nivel de atenție, totuși elementul important, esențial, ce ține de personal din sectorul instanțelor, sectorul judiciar, este fluctuația de cadre, destul de frecventă, și poate alte măsuri care să micșoreze această fluctuație și să completeze pozițiile vacante, modalitatea de accedere în funcția de judecător sau alte funcții din cadrul instanțelor judecătorești ar fi trebuit să fie concentrarea noastră primordială. Un alt aspect pe care îl recomandăm în titlu general pentru prioritățile, dar și pentru activitățile din cadrul strategiei, țin de suficiența acțiunilor sau de fermitatea acțiunilor. Spre exemplu, pentru domeniul justiției la general, este foarte important să asigurăm că membrii acestea sunt integri. Deci controlul prioritar în sectorul justiției a integrității acestor persoane, vorbim întâi despre controlul de avere și de interese, este cu adevărat prioritate pentru acest domeniu. Trebuie să menționăm aici că versiunea actualizată a planului de acțiuni, care se alătură la strategie, a prevăzut cu o accentare mai pronunțată acest element de verificare în regim prioritar a integrității judecătorilor, procurorilor și membrilor organelor de autoadministrare. Un alt element esențial pe care vrem să-l accentuăm este orientarea activităților către un rezultat. Ori procesul în sine este important pentru că el asigură participarea plenară a tuturor membrilor, asigură prezentarea opiniilor, dar focusarea doar pe proces, fără a vorbi despre rezultate sau a tinde către aceste rezultate, ar putea să nu ofere tocmai finalitatea pe care o așteptăm. Deci activitățile care se propun în strategie și în planul de acțiuni n-ar trebui să se limiteze doar la crearea unui grup de lucru sau elaborarea unui proiect de lege. Ce ne dorim noi este să comasăm aceste activități cu indicatori de rezultat, indicatori măsurabili, și asta ar fi o altă recomandare către conținutul strategiei, să putem dispune de informații suficiente, deci analiza de bază sau indicatorii de bază și indicatorii către care să tindem, pe care să-i putem măsura realmente pe parcursul implementării strategiilor. Ultimul aspect care vreau să-l menționez ține de caracterul concis al prezentării datelor în documentul de planificare strategică. Or, ce am observat noi este că sunt anumite activități prevăzute în strategie care se referă la activități pe care oricum autoritățile publice implicate în sectorul justiției le implementează în virtutea mandatului lor actual. Ceea ce sugerăm noi este să excludem activitățile care sunt repetitive sau recurente și să ne concentrăm pe aspecte care presupun competențe noi sau funcții noi, în care, în caz, deja putem discuta despre o ajustare a mandatului și a structurii de intervenție a actorilor implicați. Am să mă opresc aici. O să revenim la dumneavoastră și către publicul larg cu opiniile noastre ajustate, actualizate pe proiectul planului de acțiune actualizat și transmis de Ministerul Justiției în adresa noastră.
Sunt disponibil, deja ulterior să discutăm și eventuale întrebări răspunsuri la următoarea rundă a acestei conferințe. Vă mulțumesc. Mersi mult, mersi mult, Iulian. Vlad, te rog, ai cuvântul, te rog, să vii și cu intervenția ta. Mulțumesc, Iulian. Bună ziua, este o deosebită plăcere și pentru mine să vorbesc aici. Aș vrea doar să menționez că cu un an în urmă doar o asemenea eveniment nu era posibil, deoarece Ministerul Justiției atunci ar exprima o reticență deosebită în a colabora cu societatea civilă la elaborarea documentului de politici ce ține de sectorul justiției. Aș vrea să mă întorc înapoi. Albert Einstein spunea că planning is everything. Iar, planul nu este nimic, a planifica este totul. Iar implementarea este chiar mai importantă decât planificarea. De ce am făcut această introducere? Fiindcă implementarea este un proces extrem de complicat. De lungă durată, la locul dureros, și trebuie să existe un mecanism eficient de coordonare și monitorizare acestor implementări. Implementării strategiei. Strategia prevede un mecanism care într-o oarecare măsură reproduce mecanismul strategiei anterioare. Noi trebuie să învățăm din lecțiile din trecut, fiindcă orice concluzie care nu ne schimbă comportamentul este inutilă. Iar concluzia pe care o putem trage din experiența anterioară este că trebuie să avem un mecanism destul de influent din punct de vedere politic, de coordonare și de monitorizare. O comisie de monitorizare la nivel de Ministerul Justiției nu este suficientă pentru a determina toate agențiile de stat să implementeze eficient reformele. Da, strategia de reformă a justiției prevede că trebuie să existe implicarea Parlamentului în acest mecanism de monitorizare, însă acest mecanism de monitorizare parlamentară se întâmplă o dată în an. Și asta este insuficient. Ceea ce noi recomandăm este ca să existe un mecanism suficient de influent din punct de vedere politic, pentru ca la oricare etapă de implementare se poate interveni cu o decizie relativ cu o decizie influentă la ceea ce urmează a fi făcut, fiindcă toate detaliile în procesul de implementare cu siguranță nu pot fi prevăzute în strategie. 2. Cum ar trebui să arate această componență? Deci este important pentru oricare reformă este ca această reformă, după cum s-a menționat, să atingă problemele cruciale care vrem să o soluționăm. Și în Republica Moldova acestea sunt sistemice, iar eradicarea problemelor sistemice întotdeauna este dureroasă. Și este foarte greu să contez pe deschiderea totală a instituțiilor care se doresc a fi reformate pentru a eradica aceste probleme sistemice. De obicei, noi votăm cu confort și nu cu durere de ziua de mâine. Unde vreau să mă întorc? La componența acestui organ de coordonare și monitorizare. Eu cred că pentru implementare eficientă este important ca acest organ de coordonare și monitorizare să includă reprezentanții atât ai autorităților executive, legislative, cât și a agențiilor care sunt reformate, care urmează a fi reformate, dar și a societății civile și a profesiilor liberale. Așa încât să există o componență balansată a acestor organe și pentru ca să existe o opinie de eventual divergentă luată în calcul atunci când se va discuta o așa chestiune sensibilă. O altă chestiune care vreau să o menționez este procesul însăși de coordonare și monitorizare și lecția pe care am învățat-o din implementarea strategiei vechi este că acest proces s-a transformat într-o rutină. Întâlniri lunare, raportări extrem de formale, fără a ne concentra pe esens. Noi trebuie să învățăm din această practică, nu era acel mecanism cel mai eficient. Trebuie să existe întâlniri frecvente, dar nu de rutină, în care, într-adevăr, se discute chestiunile cele mai importante care urmează a fi implementate și de evitat raportări triumfaliste despre chestiuni care nu merită să fie discutate în asemenea format. În limba engleză există o
expresie foarte simplă, no man, no fun. Adică, no man, no fun se traduce literal, niciun om, dacă nu-i omul, nu-i bucurie. Nu, nu, no man, no fun, adică nu sunt bani, nu există distracție. Ce vreau să spun este că strategia fără bani rămâne doar un plan. Este nevoie de resurse alocate suficient pentru implementarea strategiei și ce am văzut în strategie și în planul de acțiune este că la acest capitol stăm un pic în urmă. Noi trebuie să avem o evaluare realistă a costurilor implementării acestei strategii. În caz contrar, inevitabil vom avea probleme mari la capitolul implementării, mai ales pe activități care sunt destul de costisitoare. Un alt aspect pe care vreau să-l menționez este reforma justiției nu poate soluționa toate problemele din societate. Ea soluționează problemele din justiție, dar de obicei problemele din justiție au consecințe colaterale. Ele sunt, și justiția este interlegată cu toate domeniile sociale. În acest motiv, strategia care se propune trebuie să se plieze pe alte reforme care derulează în paralel. Cum ar fi reforma în domeniul combaterii corupției? În ceea ce privește reforma Ministerului Afacerilor Interne, care ajută procurorii în investigarea cazurilor de corupție. Respectarea drepturilor omului, deoarece știm că avem probleme mari la capitolul respectării drepturilor omului în sistemul de justiție. Eu cred că aici mai avem de lucru mult. Și încă un punct, ultimul punct pe care vreau să-l menționez, este gândirea în perspectivă. Viziunea este cea mai importantă într-o strategie. În Republica Moldova spuneam că în justiție sunt trei probleme mari. Prima problemă este integritatea, într-adevăr. A doua este independența, care de asemenea este legată de integritate. Și a treia este competența corpului de judecători, procurori și altor actori. Deci problema competenței, ea nu dispare prin eradicarea primilor două probleme. Ea trebuie abordată serios, fiindcă în eventualitatea în care chiar reușim să soluționăm primele două probleme, cu a treia problemă va fi mult mai complicat de a soluționa lucrurile. Strategii de reformă nu se concentrează foarte mult pe educația juridică în universități, de unde vine nouul sânge în justiție. Cred că atenție deosebită trebuie să fie acordată acestui domeniu. Vă mulțumesc aici, nu vreau să iau mai mult timp și sper că vom avea discuții. Sunt interesate în continuare. Mulțumesc! Mersi mult, Vlad, paneliștilor, pentru intervenții. Vreau să anunț pe toți cei care ne urmăresc că am intrat în sesiunea de întrebări-răspunsuri. Avem, practic, o oră în fața noastră pentru a intra în detalii cu privire la subiectul nostru de astăzi, adică strategie, noua strategie în domeniul justiției și planului său de acțiuni. Între timp, îmi vreau să invit pe toți cei care ne urmăresc să formuleze formuleze întrebările atât pe opțiunea chat de pe Priveschiu, pe Facebook, acolo unde urmăriți acest eveniment, sau vreau să rog participanții la webinar să formuleze întrebările în chat. Cei care ar dori să intervină din participanți ar putea să mă anunțe și am să vă ofer posibilitatea să o faceți. Între timp, vreau să rog pe domnul Radu Foltea să vină cu anumite completări. Am adunat deja două întrebări pe care am să vă le formulez, dar nu înainte de a oferi posibilitatea domnul Foltea să interveniți după intervențiile paneliștilor. Rog. Da, mulțumesc foarte, foarte mult, Iulian, sper că mă aud bine. Deci, iarăși, în primul rând vreau să mulțumesc antevorbitorilor mei, deci opinia și părerea contează. Avem nevoie de această expertiză și avem nevoie de această expertiză pentru a fi înglobată, incorporată în acest efort pe care noi toți îl facem pentru definitivarea acestui document de politici important pentru noi toți, pentru societatea noastră. De aceea am să invit pe toți la o cooperare cât mai strânsă și fructuoasă pentru a definitiva acest document important.
Referitor la careva din remarcile anterioare, suntem de acord cu la ceea ce a spus Iulian Rusu, suntem de acord că anumite riscuri trebuie incluse, sigur că da, și sigur că o să le includem cu aportul vostru pentru a formula acest text în proiectul strategiei. De asemenea, din punct de vedere de ce a mers primul, a fost prezentat proiectul planului de acțiuni și nu proiectul de strategie pentru Geroenuier, pentru domnul Geroenuier. Nu a fost o mișcare, să zic, strategică, a fost doar din punct de vedere a traducerii, pentru că noi am primit feedback-ul de la, deci acele comentarii de la grupul de experți ad hoc ai Consiliului Europei și grosul comentariilor a fost focusat, concentrat pe proiectul planului de acțiuni. De aceea s-a proces inițial la ajustarea și definitivarea prin completarea acelor comentarii a proiectului a planului de acțiuni și ulterior acum definitivăm și ajustarea proiectului de strategie. Dar sigur că inițial procesul a inclus elaborarea proiectului strategii și ulterior, în baza lui, planul de acțiuni, care este un document tânăr, aș spune, a fost elaborat chiar la începutul anului 2020. Referitor la ceea ce a spus Vlad, privind acea comisie de monitorizare, sigur, suntem deschiși să discutăm cea mai bună formulă și cea mai bună componență care ar include reprezentanți din majoritatea entităților, nemijlocit actorii vizați în proiectul strategiei și planul de acțiune, reprezentanții ai puterii legislative, puterii executive. De ce? Deoarece toți suntem responsabili, vom fi responsabili pentru implementarea eficientă acestui document de politici. Referitor la evaluarea costurilor, dacă Vlad a folosit careva citate în limba engleză, îmi permit și eu să folosesc unul. Vlad, better late than never. Mai bine mai târziu decât niciodată și în acest context vreau să iarăși să-mi exprim gratitudinea grupului de experți ad hoc ai Consiliului Europei, doamnei Hanne Juncker, care, deci, prin intermediul Consiliului Europei am reușit să cooptăm experți în internațional și național, anume în evaluarea costurilor implementării din punct de vedere a acțiunilor și activităților în planul de acțiuni, care sunt incluse în planul de acțiuni. La moment, deci, acești experți încă nu și-au început misiunea, deoarece dorim să definitivăm, să avem o versiune atât a strategiei, cât și a planului de acțiune definitivată și agreată în consens larg și ulterior acești experți, atât cel internațional cât și cel național, o să-și înceapă activitatea și la sigur domniile voastre o să fiți contactați anume pentru a participa în cadrul acestui exercițiu de evaluare a costurilor implementării strategiei și planului de acțiuni. Cam atât, mulțumesc mult! Mersi mult, Radu, pentru intervenție. Am primele întrebări, eu am să le citesc. Întrebare de la Sergiu Gaibu, pentru domnul Foltea. Dumnealui întreabă când va fi inițiată reforma procuraturii, reducerea personalului exagerat de mare. Moldova are de două ori mai mare număr de procurori pe cap de locuitor față de media la nivelul Uniunii Europene. Decriminalizarea economiei cu revizuirea codului penal și revizuirea și eliminarea incriminărilor pe subiecte economice cu discreție largă. Și ultima subîntrebare și comentariu, nu se vede în strategie nici revizuirea procedurilor astfel încât să fie analizate detaliat din perspectiva eficienței pentru cetățeni în interacțiunea cu organele justiției și procuraturii. Asta ar fost o întrebare de la domnul Gaipu. Domnul Pute, dacă ați dori să interveniți pe cele trei subîntrebări, vă rog. În primul și în primul rând, mulțumesc pentru o întrebare așa de complexă, domnule Gaipu. Într-adevăr, v-ați documentat foarte bine, după câte văd. Deci este esențial pentru noi acum să ne focusăm tot efortul pentru definitivarea și adoptarea acestui proiect de strategie și a planului de acțiuni. Sunt acțiuni sau subacțiuni care acum nu pot fi direct văzute în acest proiect, dar asta nu ne încurcă noi să le
introducem sau să le includem în acest plan de acțiuni. În afară de aceasta, Ministerul Justiției are, în virtutea competențelor sale, poate interveni cu intervenții de ordin legislativ pe codul de procedură penal, codul de procedură penal, de procedură penală și alte coduri. Deci, iarăși, avem instrumentele necesare de intervenție, doar ne dorim să o atitudine mai proactivă, chiar din partea societății, să ne abordeze cu aceste propuneri, pentru că noi, la sigur, o să le analizăm pe toate. Din punct de vedere a reformei, a continuării reformei procuraturii, aceste activități sunt incluse în proiectul strategiei și planului de acțiuni, într-un pilon separat, iarăși, în cazul în care societatea crede sau noi ca membri ai societății noastre credem sunt acțiuni indicate insuficient, noi suntem aici pentru a le auzi, a le primi, a le analiza și include în acest document de politici. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Radu. Mai este o întrebare, probabil, pentru domnul Poltea, dar întrebarea este deschisă și pentru ceilalți paneliști, din partea domnului Victor Guzun, care întreabă despre digitalizarea sectorului justiției, dimensiunea de soluții electronice, curtea electronică, e-notary, e-law, sistemul automatizat de procesarea a amenzilor, portalul digital de comunicare digitală dintre participanții în procesul judiciar, în procesul judecătoresc. Domnul Cotu, poate dumneavoastră ați dorit să interveniți și poate am să rog și colegii ceilalți poeți să intervină pe subiectul digitalizării în sistemul judecătoresc. Dacă nu este nimeni împotrivă, am să rog colegii să intervină, să nu monopolizez cu intervențiile mele, așa că, stimați colegi, vă rog să interveniți și am să intervenim și eu. Mulțumesc. Mulțumesc, Radu. Maybe, Hane, you would like to intervene on the... Poate, Hana, dumneavoastră, vreți să interveniți, să vorbiți referitor la digitalizarea sistemului de instanțe și a proceselor? Hane, te rog, poate vrea să intervenim. Hane, maybe you would like to intervene and answer, give your opinion about... Acesta este un subiect foarte mare. Lucrăm cu Comisia asupra acestuia. Avem niște ghiduri elaborate în 2017 cu privire la transformarea justiției tradiționale la justiția digitalizată. Vă recomandăm aceste ghiduri. Sunt foarte multe exemple prin comparație a statelor membre a Uniunii Europene. Sunt țări care au digitalizarea justiției, dar sunt foarte mari investiții făcute la acest capitol. Sistemele tradiționale au fost, de exemplu, incompatibile cu sistemele noi, sunt doar câteva dintre problemele care au apărut. Și apoi, eficiența digitalizării, concluzia a fost că nu există o conexiune între implementare și eficiență foarte mare. Digitalizarea nu este o soluție în sine și ea necesită de foarte multe investiții. Vă mulțumesc! Dumneavoastră, ați dorit să interveniți? But just to share with you a few things that are happening in Brussels. Da, vreau doar să vă împărtășesc câteva păreri. Sunt bucuros de această întrebare. Toată lumea vorbește despre o modernizare. Este pe agenda țărilor de azi în comparație cu ce se întâmpla în trecut. Mai ales acum, după criza COVID-ului, realizăm că digitalizarea chiar trebuie luată mai serios în mai multe sectoare și este munca noastră ca ofițeri publici. Este importantă și sectorul justiției. Vreau să vă spun că Comisia lucrează din greu pe acest subiect și la sfârșitul anului probabil vom avea o comunicare despre digitalizarea sistemului de justiție, fie că vorbim de codul de procedură penală, civilă. Vreau să vă dau doar un exemplu.
De multe ori, digitalizarea nu a fost posibilă în instanțe. Avem subiecte precum confidențialitatea, viața privată, subiecte sensibile. Deci sunt argumente de ce să nu avem digitalizare. De asemenea, este un subiect controversat și întrebuințarea inteligenței artificiale. De asemenea, intervenția la distribuirea cazurilor. Avem state membre, le spunem că este în interesul dumneavoastră, vă adaugă eficiență la sistemul justiției. Ultimă concluzie. Digitalizarea este importantă, puteți avea eficiență, însă nu aduce mai multă încredere în sistem. Vă mulțumesc! Iulian, poate tu ai vrea să vorbești puțin la subiectul digitalizării, mai ales că perioada COVID ne-a arătat că această provocare, de fapt, această criză, ne cheamă să ne adaptăm condițiilor. Și iată, facem evenimente online, există ședințe online. Recent știu că ambasada SUA a oferit un suport pentru echiparea curților, pentru organizarea ședințelor online. Există și alte inițiative care s-au realizat, e-dosar, e-justice. Aurelian, dacă ai putea să faci un comentariu la acest subiect și în ce măsură subiectul digitalizării este sau trebuie să fie reflectat în viitoarea strategiei. Vlad, dacă ai putea și tu să completezi, ar fi super. Mulțumesc, Iulian. De fapt, noua versiune a proiectului planului de acțiuni se concentrează semnificativ pe acest aspect. Sunt tratate mai multe elemente, inclusiv dosarul electronic și depunerea documentelor în format electronic de către participanții la proces. Desigur, și videoconferințele care au fost menționate. Un element foarte important pe care l-am recomandat și noi este excluderea statisticii manuale și operaționalizarea statisticii automate, utilizând programul integrat de gestionare a dosarelor, în moduri specifice care sunt legate de acest program. Mai sunt și alte aspecte legate de aplicarea semnăturii electronice și conectarea participanților la proces, avocaților sau altor participanți, inclusiv experților, traducătorilor autorizați, altor actori implicați în procedură civilă sau penală. Desigur că, dacă intrăm în detalii, sunt aspecte legate de securizarea legăturilor, de calitatea transmiterii mesajului, ori este suficient ca o transmitere să fie întreruptă pentru chiar și câteva secunde și în cazul dat mesajul necesar nu se transmite. Spre exemplu, este șters din transmitere de pe o linie, de pe un capăt în altul, faptul că sunt, recunosc vina sau nu recunosc vina. Și doar faptul că noi nu transmitem cuvântul nu, deja schimbă esențial deci mărturiile pe care poate să le dea un participant la proces în cazul dat, ne vorbim despre un remake. Deci aceste elemente evident că necesită soluții complexe, dar ele sunt prevăzute în proiectul planului de acțiuni. Aș vrea să mă refer foarte pe scurt la alte aspecte pe care le-am menționat domnul Guzunu în întrebarea sa, ce ține de plata amenzilor. Nu este un aspect strict legat de sectorul justiției, dar trebuie să accentuez că noi deja avem acest sistem funcțional, utilizând platforma MPay, care este completată tot mai mult și mai mult cu diverse modalități de plată la distanță, având la bază doar un card bancar valabil cu soldul minim necesar disponibil pe acest card. Există o serie de constrângeri adiționale, cum ar fi serviciile notariale electronice,
dat fiind specificul serviciilor notariale care necesită prezența persoanei și identificarea discernământului acesteia. Sunt întrebări deschise care necesită decizii importante ca să, pe de-o parte, să eficientizăm sau să mărim viteza prestării acestor servicii, dar și să ne asigurăm că ele sunt prestate respectând cadrul nostru normativ. Ori riscuri de prestare a serviciilor notariale la distanță sunt multiple, în special dacă vorbim despre tranzacții cu imobile sau tranzacții de valoare mare. Cam aceasta vreau să spun. Dacă mai sunt careva întrebări de clarificare. Mersi mult, Iulian, cu siguranță vom reveni. Domnul Foltea, dacă ați dori să comentați aici ceva, vă rog. Sigur, mulțumesc foarte mult pentru intervențiile colegilor antevorbitorilor mei. Într-adevăr, domnul Guzuna are o întrebare foarte relevantă. Într-adevăr, atât proiectul strategic, cât și la nivel de detalii și de acțiune, planul de acțiune, deci are un capitol aparte referitor la e-justiția sau e-justice sau digitalizarea procesului de justiție, care prevede mai multe acțiuni sau activități în acest sens, continuarea implementării conceptului de e-dosar, extinderea videoconferințelor pentru a fi utilizate pe mai multe categorii de cauze, atât civile, atât penale, cât și civile. În acest sens, într-adevăr, Iulian, mulțumim foarte mult Guvernul SUA pentru și în special Agenției de Dezvoltare Internațională USAID pentru acea donație de echipamente de videoconferință. Acum toate instanțele de judecată au acces la acest sistem de videoconferință pentru a face acea conexiune cu sistemul penitenciar și a examina acea categorie de cauze distinctă. De asemenea, proiectul documentului de politici mai prevede și crearea registrelor de e-reținere, e-executare. Vreau să mai menționez că, de asemenea, am propus posibilitatea de utilizarea sistemelor de videoconferință pe cauze în cadrul cărora sunt implicați cetățenii noștri moldoveni din străinătate, deci ca să poată, prin intermediul videoconferințelor, să participe la examinarea cauzelor la misiunile diplomatice și consulare ale Republicii Moldova de peste hotare. Eu cred că o asemenea inovație va extinde accesul la justiție în cazul dat a cetățenilor noștri care se află peste hotare. Din punct de vedere a statisticii electronice sau cum se soluționează aceste cauze, noi sigur că ne vom ralia la cele standarde a SPJ-ului, în baza cărora sigur le vom urma și insista să fie respectate la implementare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnul Foltea. Vlad, tu de asemenea vrei să întrebi, te rog. Mulțumesc mult, Iulian. Vreau să vin cu câteva clarificări. Dorim noi sau nu dorim, dar noi votăm întotdeauna cu confortul propriu. Și atunci când soluțiile tehnice vor fi din punct de vedere a confortului și a finanțelor mai combinabile decât soluțiile deja stabilite de ani de zile, soluțiile prestabilite vor dispare încetul cu încetul. Și aici vreau să doar aduc aminte de smartphone. Cu 15 ani în urmă nimeni nu avea smartphone. Acum cred că mai mult din jumătate din utilizatorii, fiindcă e comod. Exact așa e și cu soluțiile IT. Nimeni nu spune că noi trebuie să trecem digital. E vorba de un amalgam de soluții care trebuie să existe. Așa încât să facem viața și a justițiabililor, și a judecătorilor, și a procurorilor, și a polițiștilor mai ușoară.
Și aici veneam cu câteva soluții care ar putea să vină. Adică noi recomandam câteva chestiuni pentru a fi incluse în strategie, în noua strategie. Unu este administrarea dosarelor electronic. Da, un sistem de management al dosarelor în justiție, el există, dar nu există management electronic al dosarelor în procuratură și în poliție. Ne gândeam dacă această practică n-ar putea fi extinsă acolo, asta va spori și transparența activității acestor organe și vor dispare poate întrebări pe la distribuire aleatorie anumite dosare. Nimeni nu spune că mecanismul din justiție trebuie automat să fie copiat și implementat în procuratură. Sunt specifici, nuanțe specifice, dar eu cred că conceptual direcția ar trebui să fie cam aceeași. Doi, este statistica electronică de care am vorbit. Cu regret, observ de mai mulți ani că procuratura operează cu statistici diferite pe cauze penale decât instanțele judecătorești. Și atunci când avem statistici diferite de la două organe cu competențe și autoritate comparabilă, înseamnă că nu avem nicio statistică credibilă. Eu cred că e cazul să avem un sistem interoperabil generarea statisticii electronice pe cauzele penale, care să ia, să generalizeze statisticile atât de la nivel de poliție până la penalitate instanțele judecătorești. Și aici revin înapoi cu registrul electronic unic al infracțiunilor și contravențiilor. De ce acest lucru nu ar putea fi introdus? Atunci se va vedea foarte simplu când a fost pornit o cauză. Nu spun că trebuie să dăm toate detaliile despre acele cauze. Da, sporim transparența autorităților, creăm premize pentru încredere, pe de altă parte, coordonăm procesele foarte mult. O altă chestiune care vreau să menționez este interoperabilitatea. Am observat foarte des că, da, avem anumite soluții electronice la nivel de instanțe judecătorești, dar e foarte greu să le utilizez. În considerentul că, de exemplu, PICDU există, dar adresele au apărut foarte târziu în ele. Da, în PICDU există informații, dar nu toată informația din PICDU reflectă ceea ce există la procurări, etc., etc. Sunt o sumedenie de soluții electronice care pot fi făcute. Iar, după cum a spus domnul Huier, COVID nu dispare mâine. Noi trebuie să ne învățăm să trăim cu el. Și una din măsurile pentru a reduce riscurile de răspândire în continuare a pandemiei este și teleconferințele. Bineînțeles că roboții nu pot face totul în locul judecătorilor. Că dacă ar putea face, atunci n-am avea nici judecători, nici avocați, nici procurori, probabil. Dar nu cred că acest lucru este ceva previzibil în viitoare, în genere, în perspectivă. Dar să încercăm să digitalizăm la maxim ceea ce putem digitaliza cu respectare, bineînțeles, a drepturilor omului. Este unul din trenduri cărora noi nu ne putem opune. Mersi mult, Vlad, pentru intervenție. Și vreau să-l salut pe domnul Perevoznic, Iurie Perevoznic, care este procuror general junct al Republicii Moldova, care s-a alăturat discuției noastre. Domnul Perevoznic, dumneavoastră ați dorit să interveniți, să aveți cuvântul, vă rog. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult moderatorul pentru că mi-a oferit această oportunitate să intervin. De fapt, eu planificam să vin cu o mică prezentare, un mic discurs ce ține de subiectul abordat, documentul de politici, precum este strategie și planul de acțiuni de implementare acestei strategii, dar nu înainte de a încerca să ofer o foarte și foarte succint răspuns la întrebarea cetățeanului, nu am reținut numele, dar nu asta este important, cred eu. Sergiu Gaibu. Privitor la reforma procuraturii, reducerea numărului de procurori. Știți, cred eu că este o abordare extrem de simplificată sau simplistă de a reduce activitatea de reformare a procuraturii în special la raportul de procurori sau numărul de procurori la numărul populației într-o țară. Fiindcă în viziunea noastră, totuși, la bază trebuie să fie mai mulți factori. Și nu în ultimul rând este vorba despre
domeniul de competență al procurorului, subiectele care sunt atribuite în competența procurorului. De asemenea, este un factor iarăși important care dictează numărul optimal de procurori într-o societate, într-o țară, procedura de investigare, a investigare penală în cazul de față. Și vreau să spun că la noi procedura este deloc simplă. Un alt factor, iarăși care influențează numărul optimal, ar putea fi și cu raportul dintre procurori, lucrători operativi și personalul tehnic sau auxiliar care vin să suplimenteze activitatea procurorului. Știu, poate nu în ultimul rând, asta depinde și de unele tradiții într-o societate, fiindcă revenind la societatea noastră, noi nu putem să nu constatăm un fapt, de fapt, eu aș spune cunoscut de toți. Ce am eu în vedere? Precum știm, legislația prevede mai multe forme de responsabilitate. Ori, de rând cu responsabilitate de ordin material, disciplinar, contravențional, civil și așa mai departe, este și responsabilitatea penală. Dar, cu regret, procurorii, chiar și în viziunea domnului Gaibu, în număr exagerat de mare, ei se focă la moment de numărul foarte mare de adrese. Toți, începând de la persoane cetățeni și chiar factori de decizie, persoane de demnitate publică, abordează procurorul cu diverse tematici care, în esență, nu țin de competența procurorului, dar impun oricum o implicare și un volum suplimentar exagerat de mare, care iarăși din nou nu influențează în cel de urmă eficiența sau prestația procuratorii ca entitate. Prin urmare, într-adevăr, sunt de acord că noi trebuie, prin efort comun, toți actorii implicați în special în sistemul justiției, să venim cu expertize, cu contribuții pentru a asigura funcționalitatea, și nu mă refer aici doar în mijlocita procuraturii, dar a întregului spectru de entități, profesioniști care își aduc contribuție la actul final de justiție. Și aici, revenind la subiectul propriu zis pus în discuție, părerea noastră este că, într-adevăr, este un document de politici binevenit, fiindcă cu toate plusurile, cu toate mișcările care se fac în societate spre bine, oricum rămân încă foarte și foarte multe întrebări care necesită a fi soluționate pentru a vorbi de un sistem de justiție funcțional. Și aici trebuie să menționăm că, în primul rând, vine obligația, sarcina și rolul nostru a profesioniștilor care suntem implicați în exercitarea actului de justiție, să găsim remedii pentru a eficientiza, îmbunătăți produsul nostru comun. Evident, nu fără susținerea autorităților centrale de abilitate și nu, desigur, nu fără sprijinul societății civile, sectorul asociativ și partenerilor de dezvoltare. Fiindcă ar fi greșit în viziunea noastră să recurgem, de exemplu, la practici de preluare a unor remedii din alte sisteme, o preluare fragmentară care pe alocuri constituie un amalgam de măsuri, în anumite privințe chiar și incompatibile. Și în felul ăsta să-l oferim să-i oferim calitatea unui produs original. De aceea, în viziunea noastră, totuși, o mare parte din subiectele care sunt incluse și acum în planul de acțiuni de implementare a strategiei, urmează să fie anticipate sau precedate cu studii de fezabilitate sau cu analize minuțioase, și aici a fi și o expertiză din partea sectorului asociativ, până a găsi, sau care urmează aceste studii ca și produs final să fie utilizate la promovarea subiectelor incluse în planul. Vreau să, foarte succint, fiindcă înțeleg că timpul ne presează, vreau să salutăm anume faptul că strategia pune în prim plan asigurarea
unui obiectiv foarte important, precum este independența profesioniștilor implicați în sectorul justiției. Dar este un moment sau un adevăr care trebuie să fie conștientizat și luat în considerație atât la nivel de elaborare, cât și de implementare a strategiei. Independența profesională fie un scop în sine. Asta ar fi o mare greșeală. Independența profesională trebuie să fie un remediu care contribuie la un produs, la un serviciu calitativ pentru justițiabil. Și în cazul de față, spre regret, noi ne confruntăm și cu anumite situații când se percepe independența puțin eronat. Eu am decis cum am considerat. Dumneavoastră, dacă nu vă place, o contestați. Eu nu o să suport nicio consecință, fiindcă eu, într-un fel, legea îmi garantează mie independență. Nu este tocmai așa și vorbind de independența procesuală, în caz de față referindu-mă la procurori, noi trebuie să conștientizăm că asta înseamnă dependența de normă și spiritul legii. Independența procesuală înseamnă o motivație clară, o motivație bine argumentată a soluției adoptate pe cauză. Și în cel din urmă, să vorbim cu alte cuvinte, până la urmă, independența de fapt este libertate de a acționa cu responsabilitate. Dacă lucrul ăsta noi nu să-l conștientizăm, cu regret nu o să ne ajute sau nu o să schimbe mult spre bine chiar și procesul de implementare formală a planului de acțiune și a strategiei ca atare. Noi, evident că o să venim cu poziția noastră și cu avizile noastre la proiectul de strategie și la planul de acțiuni, dar să nu monopolizez și subiectul și timpul destinat acestei ședințe. Eu vreau doar să mă refer la câteva momente care în viziunea noastră le consider importante. Deveniți, dar dacă ați putea să le formulați în, nu știu, două minute ca să reușim să continuăm dezbaterea. Vă mulțumesc, vă rog. Să nu ne limităm la judecăți sau știu, Bogdan, m-am dezbătut puțin, dar nu nimic. O problemă care o vedem, sau mai bine zis, o întrebare care o vedem noi a fi necesară a fi elucidată în cadrul strategiei este organizarea unor studii și în special ce ține de statutul procurorului. Noi considerăm, în special este vorba despre evaluarea oportunității de a atribui procurorului statut de magistrat. Problema asta a fost abordată repetate rânduri, dar și-a rămas nesoluționată până la capăt. Ori, un statut clar a procurorului este, contribuie în viziunea noastră substanțial la promovarea sau realizarea obiectivului strategiei. De asemenea, un moment care în viziunea noastră, de asemenea, iarăși poate influența independența procurorului, procurorului, este examinarea oportunității de a atribui procuraturii calitate de membru în diferite structuri cu statut de organe guvernamentale consultative, comisii, comitete, consilii și așa mai departe. Este un moment, este o problemă care de asemenea urmează să fie revizuită, clarificată și da. De asemenea, nu în ultimul rând, vreau să atrag atenția asupra statutului procurorului, fiindcă este o problemă care necesită a fi examinată sub aspect de coracord dintre interdicții și incompatibilități și cu garanțiile profesionale. De asemenea, vreau să mă opresc și la un alt moment, precum este îmbunătățirea, și aici vreau să salut de altfel că se atrage atenție într-o anumită măsură, dar sper și îmi doresc totuși strategie să îmbunătăți sistemul de apreciere a calității actului de justiție. Cu regret noi cunoaștem, și nu este un secret, că mai rămâne într-o anumită măsură pentru, ca și, eu știu, indice de calitate a lucrului procurorului, numărul de sentințe
de condamnare. Ori, din noastră, asta nu ar trebui să fie un indiciu a calității sau a prestației pozitive a procurorului și procurorul trebuie să fie, de fapt, interesat să obțină cu orice preț o sentință de condamnare. Mai sunt mai multe întrebări care vroiam eu să le abordez, dar din lipsă de timp eu o să mă limitez la acestea, dar oricum vreau să vă asigur că în avizul nostru către Ministerul Justiției noi o să încercăm să abordăm mai multe subiecte care după noi ar îmbunătăți și ar contribui până la urmă la realizarea obiectivelor prevăzute de strategie. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, domn Prevoznic, pentru intervenția aceasta mai extinsă, dar ne bucurăm că și colegii de la Procuratura Generală s-au conectat și au prezentat un punct de vedere. Lucrul ăsta este important, asta arată că discuția este inclusivă și mă bucur că avem și colegii care participă din sectorul neguvernamental și formulează întrebări. Aș vrea totuși să revin la paneliști. Noi mai avem încă 40 de minute până la finalul acestei dezbateri. Și fiindcă totuși s-a pomenit sectorul procuraturii și domnul Prevoznic a venit cu anumite sugestii, poate ar fi cazul să oferiți anumite reacții, anumite comentarii, suplimentare. Și am să încep cu Iulian Rusu, după care am să vă rog pe Radu. Iulian? Mulțumesc, Iulian. Sugestiile cu siguranță merită atenție în viitoare. Este vorba despre subiectul care a mai fost în spațiu public legat de calitatea de magistrat al procurorilor. Acesta este un model care se aplică în România. Trebuie aici să atenționez totuși că dacă mergem pe o astfel de cale, o astfel de soluție va necesita și modificări constituționale ample. Vom trebui să revizuim întregul sistem de autoadministrare în cadrul organelor procuraturii, dar și în cadrul instanțelor de judecată. Aspectele legate de măsurarea funcționalității sau eficiența procurorilor. Aici sunt câteva aspecte de menționat, evident fiecare stat își are specificul său legat de competențe, de populație, dar să o recunoaștem și legat de nivelul criminalității, care până la urmă este influențat de cât de statornică este justiția în acel stat. Și cum au fost formulate, cât de bine au fost consolidate tradițiile în domeniul justiției. Deci aceste și alte, multe alte aspecte influențează sarcina de lucru a procurorilor. Cu toate acestea, esențial pentru orice autoritate care este implicată în sectorul justiției este cât mai multă transparență. Iar discuțiile noastre legate de prevederile strategiei și a planului de acțiuni care presupun digitalizarea proceselor și implementarea anumitor instrumente precum distribuția aleatorie a dosarelor spre examinare către procurori și reducerea influenței procurorilor șef teritoriale asupra procurorilor din subordine. Deci acestea sunt elemente importante, după părerea noastră, care o să excludă din suspiciunile de influență necorespunzătoare pe care anumite procurori pot să aibă subalternilor săi. Toate aceste elemente, până la urmă, contribuie la o procuratură puternică și, ca și în cazul Consiliului Superior al Magistraturii, aplicarea sancțiunilor pentru influențare necorespunzătoare ar trebui să fie aplicat de către colegiile specializate și de Consiliul Superior al Procurorilor. Orice ce vedem noi la moment este, pe de-o parte, o aplicare insuficientă la controlul de avere și interese pentru actorii justiției, care să relieseze unde sunt problemele și care sunt actorii toxici. Iar pe de altă parte, avem o situație în care răbufnesc cazuri de investigații jurnalistice, unde anumiți actori din sectorul justiției, inclusiv și din organele procuraturii,
sunt învinuiți sau sunt suspectați de faptul că nu sunt integre. Deci pentru a depăși o astfel de situație, este esențial ca întâi toate să ne concentrăm pe integritatea membrilor din cadrul procuratorilor. Aspectele de funcționalitate, precum ar fi oferirea calității de magistrat. De asemenea, pot fi discutate, dar o să decidem noi aici, în cadrul acestei dezbateri, dacă facem acest lucru, este un aspect mult mai complex, dar poate fi discutat pe componentele tematice, deja în momentul în care Ministerul Justiției organizează aceste discuții. Mulțumesc. Mulțumesc mult, Iulian. Radu, ai vrea să întrebiști tu? Da, mulțumesc foarte mult. În primul rând, doresc să-i mulțumesc domnului Perebosnic pentru intervenție. Într-adevăr, așteptăm, vreau să menționez că avem o cooperare extraordinar de bună cu colegii de la Procuratura Generală și colegii de la Consiliul Superior al Procurorilor. Deja de la Consiliul Superior al Procurorilor am primit opinia sau avizele, feedback-ul, să zic așa, a Consiliului CSP-ului referitor la atât la proiectul strategic cât și la proiectul planului de acțiuni. Sigur, cu colegii la Procuratura Generală suntem în permanentă comunicare și întotdeauna suntem gata să preluăm acel feedback și să-l, pe care îl iau, să-l includem să se regăsească atât în proiectul strategic cât și proiectul planului de acțiuni. Precizăm că strategia deja cuprinde aspecte ce vizează consolidarea capacităților atât a procuraturii per se, cât și a Consiliului Superior a Procurorilor. Referitor la conferirea procurorilor statutului de magistrat, într-adevăr, cum a menționat și Iulian, trebuie să fie sigur subiectul unei discuții aparte tehnice, pentru că Este o chestiune complexă și domnul Perebosnic a ridicat mingea la fideu foarte sus. De fapt, într-adevăr, ar fi o schimbare de paradigmă instituțională, aș spune eu așa, în cazul dat, în cazul nostru, a Republicii Moldova, procurorii să aibă statutul de magistrat, pentru că, într-adevăr, acest proces ar include eventuale modificări constituționale, precum și normative și instituționale, dar mai mult din punct de vedere a practicilor care au fost sau creat în cadrul sistemului procuraturii, mă refer din punct de vedere a managementului, a activităților de ani și de zeci de ani de zile. Dar dacă procuratura crede că statutul de magistrat este important este atât de important și acest statut, adică între conceptul de fapt va schimba spre bine activitatea instituției, sigur că cred că și noi toți suntem gata să ne întâlnim și să discutăm acest subiect. Mulțumesc, Iulian. Mulțumesc mult, Radu. Mai avem încă 12 minute până la finalul acestei dezbateri. Și nu vreau să vă las fără a vă ruga să comentați sau să veniți cu o anumită reacție cu privire la un subiect de actualitate. Este vorba despre modificarea Constituției în partea ce ține de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. Subiectul ăsta este deja în discuții, cunoaștem că există și o inițiativă legislativă promovată de Ministerul Justiției. Aș vrea să vă rog să ne spuneți care ar fi finalitatea acestui exercițiu și în ce măsură Consiliul Europei, partenerii noștri de la Bruxelles, Comisia Europeană, urmăresc acest proces și îl susțin. Cred că am să schimb puțin ordinea de intervenții. Am să-l rog pe Vlad. Vlad, dacă ai putea tu să intervii întâi, după care am să-l rog pe Radu. Te rog, Vlad. Îmi cer scuze, eu am avut anumite probleme tehnice la un moment. Poți să mai repeți încă o dată întrebarea, Iulian?
Este vorba despre modificarea Constituției în partea ce ține de legitimitatea Consiliului Suprem al Statului. Știm foarte bine că rolul CSM este important în activitatea, în tot ce ține de reforma justiției și ultimele evoluții, de asemenea, cumva au afectat procesul și vreau să te rog să intervii anume la acest subiect, în ce măsură, care sunt așteptările la aceste modificări și care este rezultatul așteptat. Noi am văzut câteva opinii ale Comisiei de la Veneția la acest capitol, ultima din care, chiar dacă nu greșesc eu, luna trecută, Ministerul Justiției a îmbunătățit proiectul de lege și a fost aprobat proiectul de lege, dacă nu greșesc, cu 2 săptămâni în urmă sau 1 săptămână în urmă și a fost transmis Curții Constituționale. Estimarea noastră pe termen, în primul rând. Dacă Curtea Constituțională va da un aviz în viitoarele săptămâni și acest proiect va fi înregistrat în Parlament foarte rapid după avizul Curții Constituționale, abia din acel moment, din momentul înregistrării proiectului în Parlament, trece termenul de 6 luni. Începe scurgă termenul de 6 luni. Ceea ce înseamnă că realist este să începem să discutăm despre adoptarea acestui proiect, nu despre discuții conceptuale proiect, dar despre adoptarea lui, abia în luna februarie anul viitor. Mai ales că din luna, adică putem să începem să discutăm din mijlocul lunii iulie, din mijlocul lunii ianuarie, dacă este avizul rapid al Curții Constituționale și înregistrare rapidă în Parlament. Numai că sesiunea parlamentară din iarnă, primăvară, vară începe la sfârșitul lunii ianuarie. Adică e realist să începem să discutăm despre acest proiect abia în Parlament, în format parlamentar, abia în februarie, sfârșitul ianuarie, începutul februarie anul viitor. Toate fracțiunile parlamentare și-au exprimat intenția preliminară de a vota pentru acest proiect. Din câte am înțeles, majoritatea neînțelegerilor au fost depășite până la această etapă. Sunt doar câteva care mai rămân în suspans. Una dintre acestea fiind punerea în aplicare a proiectului și pe ultima 100 de metri proiectul a fost completat cu o prevedere că el va intra în vigoare peste 6 luni de la publicarea Monitor Oficial. Este o surpriză pentru noi, ea a apărut abia pe ultimul 100 de metri și este unica inițiativă de modificare a Constituției cu astfel de clauză. Până acum am avut 6 modificări ale Constituției din anul 1994 până în ziua de astăzi, 6 modificări ale Constituției și niciuna dintre aceste modificări constituționale nu prevedea punerea în aplicare a prevederii peste 6 luni. Mai ales că acest proiect de lege prevede niște lucruri bune, fortificarea independenței justiției și atunci dacă e vorba de fortificarea independenței justiției, de ce ar trebui aceste prevederi bune să fie puse în aplicare cu întârziere? Mai ales că modificările nu implică mari modificări la nivelul legislației secundare. Asta este o nuanță care merită a fi discutată și o a doua nuanță care de asemenea este în opinia noastră problematică vizează un text din Constituție, poate greșesc, poate acest text a dispărut pe ultima 100 de metri la guvern, cerința față de membrii Consiliului Superior al Magistraturii nejudecători să aibă numai decât studii juridice. Ceea ce proiectul precedent nu prevedea o astfel de rigoare și Comisia de la Veneția a spus că este un lucru bun ca să nu închidem cercul de subiecți, candidați potențial pentru membrii CSM. Eu cunosc țări în care o astfel de cerință nu există și nu există probleme. Nu trebuie să fii jurist ca să înțelegi ceea ce este bine și ceea ce este rău. Asta este unul. Și doi, noi suntem o țară relativ mică. Și noi introducem prin Constituție o interdicție pentru membrii Consiliului Superior al Magistraturii de a deține această calitate timp de 2 mandate. Noi am văzut până acum că am avut un deficit de candidați pentru aceste funcții. De ce noi ar trebui să îngusteam în continuare mai departe lista candidaților doar la cei care au studii juridice? Mai ales că astfel de chestiuni de obicei nu sunt reglementate în Constituție, până într-un asemenea nivel de detalii. Dar bine, dacă este de că rezerva noastră, a mea personală, ținea de cele 2 aspecte, punerea în aplicare a legii și condiția pentru membrii nejudecători numai decât să aibă studii juridice. Condiții care au apărut pe ultima 100 de metri a fost pentru noi o surpriză. În versiunile 2 precedente ale proiectului consultat Consiliul Europei, o asemenea condiție nu exista, dacă nu greșesc. Mulțumesc!
Mulțumesc mult, Vlad. Și acum vreau să-l rog pe domnul Jurjan Hoyer de la Comisia Europeană. Jurjan, you have the floor for an answer, please. Thank you. Just to add a few... Mulțumesc foarte mult. Vreau doar să adaug câteva comentarii la ceea ce a spus Vladimir mai devreme. Este o istorie destul de complexă cu privire la Consiliul Superior al Magistraților. A fost un subiect dezbătut de comisie, multe opinii au fost oferite. De asemenea, competența acestui Consiliu este foarte importantă și trebuie să fie astfel de larg încât să poată limita interferența politică. Mai ales să nu se limiteze la oamenii care vin doar cu studii juridice, ci academicieni, profesori și așa mai departe. Astfel de oameni trebuie să fie aleși printr-un sistem care să vină printr-o lege a Parlamentului. După foarte multe discuții, mă bucur foarte mult că acum guvernul Moldovei abordează acest subiect, abordați și modificarea în Constituția textului. Cred că Moldova nu trebuie să piardă nici o secundă. Timpul este valoros. Cred că textul Constituției este important pentru a avea un proces corect, deci e un aspect pozitiv. Deseori se spune, știți, profesionaliști trebuie să fie avocați. Dar sunt mai multe aspecte pe care trebuie să le luăm în considerație. Oamenii trebuie să fie cel puțin familiari cu sistemul juridic. Te rog. Thank you very much. I agree with you on the overall importance. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu importanța pe care acest aspect îl are. Trebuie să spun că este important atunci când reformezi sectorul să încep cu Constituția. E un punct de pornire. Și apoi toate amendamentele, reformele să se regăsească în Constituție. Comisia Veneției este favorabilă în acest aspect și spune și stipulează și un număr limitat. De asemenea, vorbește de o distribuție, câți trebuie să fie judecători și câți nu. O altă recomandare este, pe care mi-o amintesc eu, compoziția Consiliului trebuie să fie reîmprospătată în 2021 și foarte multe mandate atunci timp că expiră a judecătorilor. Deci amendamente foarte importante care trebuie să urmeze implementarea acestora, punerea lor în practică. Cu ocazia să răspundă lui Radu. Radu, și cu această ocazie am să te rog puțin să completez intervenția ta cu concluzii, că aș vrea să începem și sesiunea de încheiere a discuției noastre, sesiunea de concluzii, și vreau să ofer ție ocazia să încep acest panel. Te rog. Da, mulțumesc foarte mult referitor la aceste importante amendamente, acest proiect de lege referitor la aceste importante amendamente constituționale referitoare la Consiliul Superior al Magistraturii. Vreau să menționez că ultima versiune de proiect a fost elaborată și ajustată, de fapt, în strictă conformitate cu
recomandările din ambele avizii ale Comisiei de la Veneția, în special ultimul aviz care de fapt cuprinde acel spectru de recomandări targetate și punctate și ele se regăsesc în versiunea care a fost ajustată și transmisă Curții Constituționale, pentru că pentru transmiterea în adresa Curții Constituționale nu a fost nevoie de o reaprobare a acestui proiect, deci el a fost conceptual aprobat anterior și Guvernul Republicii Moldova a transmis proiectul de lege împreună cu amendamentele constituționale către Curtea Constituțională. Referitor la ceea ce a menționat Vlad, acest termen de 6 luni de fapt este important, este important pentru a începe elaborarea și ulterior implementarea acestui sistem instituțional, legislativ în primul rând și instituțional, ce vizează membrii non-judecători și așa numiți membri laici. Doamna Juncker deja a punctat acest lucru, deci că procesul de ajustare sau de modificare a legilor organice trebuie să aibă loc numai după adoptarea acestor amendamente constituționale, însă și Vlad a menționat un eventual timeline sau grafic, deci vorbim de iarna sau mai bine zis primăvara anului 2021. De aici a fost și a reieșit și acest termen de 6 luni, deci pe parcursul anului 2021. Iarăși făcând referire la intervenția doamnei Juncker, care a menționat atât membrii non-judecători laici, cât și membrii judecători a căror mandat urmează să înceteze, deci în virtutea expirării mandatelor lor, a membrilor judecători, prin aceasta se va produce o resetare de fapt naturală a componenței Consiliului Superior al Magistraturii. Referitor la mențiunea lui Vlad, în proiect nu sunt numai membrii non-judecători, membrii laici, nu, iarăși s-au urmat recomandările din avizul Comisiei la Veneția și se regăsesc și alte specialiști sau personalități notorii din alte domenii, nu numai din domeniul dreptului sau domeniul juridic. Acum, dacă să trec la partea de concluzii? Da? Mulțumesc! Eu nu am să fiu foarte, nu, intervenția mea în ceea ce ține concluziile nu o să fie foarte, foarte lungă. Vreau în primul rând să mulțumesc tuturor echipei IPRE pentru organizarea acestui eveniment. Vreau să mulțumesc colegilor, partenerilor noștri de la Consiliul Europei, de la Comisia Europeană pentru interesul în participarea la acest eveniment, precum și interesul de a ne asista și a ne sprijini în acest exercițiu, care de fapt îl considerăm ca fiind acea foaie de parcurs care trebuie să o facem, trebuie să o clădim într-o manieră sustenabilă care să dureze, deci rezultatele și efectele să fie sustenabile, să fie în timp pentru noi toți vizibile. Ministerul Justiției a fost și este întotdeauna deschis pentru cooperare. Cred că am demonstrat o nouă dată și iarăși vreau să reiterez că o să o demonstrăm de fiecare dată când atât autoritățile nemijlocite care sunt vizate în cadrul acestui document de politici și planului de acțiuni, precum și societatea civilă și partenerii de dezvoltare vor dori să ne sprijine prin acea expertiză și feedback pe care îl doresc să ne-l furnizeze, să ne-l dea într-o definitivare acestor două documente importante pentru noi. Mulțumesc foarte mult, Iulian! Mulțumesc mult! Vlad, te rog! Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de discuta foarte minuțios aspectele conceptuale ale strategiei de reformă a justiției. Regimentul Luna a fost și este un promotor al acestor reforme și vom continua să promovăm cele mai bune standarde europene în acest domeniu. Vreau să asigur Ministerul Justiției de implicarea plenară a CRJM în elaborarea noii strategii și a planului de acțiuni dacă acest lucru se acceptă.
vom fi ca întotdeauna echidistanți în ceea ce facem și la maxim profesioniști. Mulțumesc încă o dată și sperăm că acest lucru nu va fi ultima ocazie să discutăm despre astfel de documente. Mulțumesc, Vlad. Hane, aș vrea să te rog pe tine să intervii. Thank you very much. I can only join the... Mulțumesc foarte mult. Vreau doar să mă alătur la ceea ce s-a spus. Că mă bucur pentru acest organ, acest eveniment. Dacă am fi avut timp, ne-am fi lansat în mai multe detalii de discuții. Cred că Vlad a spus la început că acum câteva luni nu ar fi fost posibil un asemenea eveniment. Prin urmare, e salutabil că l-avem astăzi. De asemenea, mă bucur să văd reprezentanții din diferite sisteme aici susținând strategia. Pentru concluzii, Iulian Rusu, te rog să intervești tu. Mulțumesc, Iulian. Din partea noastră, și noi ne declarăm interesul în continuare să contribuim cu toate cunoștințele noastre pentru a dezvolta acest document. Suntem la etapa unui proiect de plan de acțiune pentru strategie în versiunea 25 iunie 2020. Către sfârșitul zilei de astăzi, noi vom reveni cu un document cu opinia noastră actualizată pe planul de acțiune ajustat. Sunt unele aspecte adiționale pe care și Vlad le-a menționat, țin de interconectarea necesităților sectorului justiției cu sistemul de învățământ universitar în domeniul juridic, interconectarea pe aspecte ce țin de instruirea pe sistemele informaționale care deja există în sistem, conectarea cu practica sau stagiul pe care îl fac studenții la diferite instituții implicate în sectorul justiției. Deci asta este un aspect nu mai puțin important pentru că să asigurăm continuitatea și să atragem resursele umane cele mai valoroase disponibile în sistemul nostru universitar, care face accent pe studii juridice. Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitate de a prezenta opiniile noastre și mulțumim și participanților la acest webinar pentru răbdarea lor care ne-au ascultat tot acest perioadă. Mersi mult, Iulian. William, I'd like now to offer you the floor. William, ai cuvântul? Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Hana deja a vorbit din partea Consiliului. Vreau doar să adaug și să spun că felicit acest schimb de idei, cred că a fost o discuție productivă. Am avut interacțiune cu toți actorii sau părțile interesate, relevante, și cred că astfel vom reuși să găsim consens. Multe recomandări deja sunt reflectate în document. Noi vom aștepta finalizarea documentului și a strategiei într-un timp cât mai scurt. După cum am zis și la început, vrem să susținem implementarea reformelor cheie ale acestei strategii. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru calitatea discuției. Mulțumesc foarte mult, domnul Solin, William. Și acum vreau să ofer o ocazie pentru un cuvânt de încheiere domnului Hoyer, Comisia Europeană. Thank you, Julian. I didn't know it was the final. Mulțumesc foarte mult, Julian. Nu este un ultim cuvânt. Vă mulțumesc pentru eveniment. Vă mulțumesc. Vreau să spun câteva lucruri. Este important ca strategia să fie dezvoltată, dar să ținem cont de obiectivii strategiei. Strategia este doar o primă piatră în a începe procesul de implementare. Ne place să spunem că
Nu construiești o casă fără a avea un plan arhitectural bine pus la punct. Începi cu planul și continui cu fundamentul și așa mai departe, nu invers. Un alt punct pe care și doamna Hanna l-a menționat, vom continua dezbaterea, iar din partea mea, noi vom continua să susținem direcțiile strategice ale discuției, dar este foarte important ca autoritățile din țara dumneavoastră să ia lucrurile în mâinile lor. Este justiția dumneavoastră și viitorul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Și eu vreau să mulțumesc încă o dată paneliștilor pentru intervenții, tuturor celor care ne-au urmărit, care au participat prin întrebări, prin comentarii. Am încercat să oferim ocazie tuturor să aibă această posibilitate să vină cu contribuțiile proprii la un proces destul de important care ține de noua strategie, de elaborarea noii strategii pe domeniul justiției. Încă o dată vreau să mulțumesc partenerilor în realizarea acestui eveniment. Sunt sigur că nu va fi ultimul. Noi deja cu Vlad discutăm despre următorul eveniment care va avea loc în septembrie. Un eveniment poate și mai mare, cu implicarea mai mulți actori. Vlad cu siguranță va veni în scurt timp cu mai multe informații despre următorul eveniment de referință. Sperăm că până atunci și procesul de definitivare a strategiei cumva va evolua. În pofida diferitor provocări la nivel politic și instabilității guvernamentale care există astăzi, sperăm că totuși cu toții vom încerca să ne focusăm pe politici și vom încerca să înțelegem și să contribuim la faptul că, într-adevăr, înțelegem foarte bine că fără o reformă autentică a justiției nu putem să asigurăm sustenabilitatea dezvoltării Republicii Moldova. Asta fiind spuse, vreau să mulțumesc încă o dată și Ministerul Justiției pentru implicare, pentru cooperare, pentru participare. Veți auzi și mai departe de la noi de opinii cu contribuții pe acest document, cu siguranță. Și în ultimul rând vreau să mulțumesc delegației europene, ambasadorului Petre Mihalco și Comisiei Europene pentru implicare în acest proces. Pentru noi este important ca să, într-adevăr, să vedem o implicare inclusiv a tuturor actorilor la nivel național, dar pentru noi contează și același lucru să existe și pe dimensiunea partenerilor externi, ori Consiliul Europei alături de Uniunea Europeană sunt partenerii noștri importanți în acest proces și, nu în ultimul rând, sigur că Statele Unite, și mă bucur aici că am avut ocazia să avem și intervenția domnului ambasador Hogan. Deci mulțumesc tuturor, mulțumesc foarte mult încă o dată tuturor celor care ne-au urmărit, fiți pe ochii pe noi, vom reveni cu alte evenimente, discuții, opinii și vă dorim o după amiază cât mai bună, să fiți sănătoși. Toate bune!